În cartea Sfântă Biblia citim că Dumnezeu a creat toate lucrurile și toate lucrurile nu le-a făcut așa cum le vedem astăzi și le-a făcut perfecte, foarte bune. Este prima zi, este ziua creației. Și Dumnezeu în ziua aceea a așezat pe om, l-a așezat într-o grădină minunată, dar acolo i-a dat o poruncă și a spus să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în momentul în care vei mânca, vei muri negreșit. A doua zi este ziua căderii, ziua în care omul n-a ascultat de Dumnezeu și din momentul acela vedem în lumea aceasta suferință, vedem durere, vedem despărțire, vedem boală, vedem moarte. Dumnezeu s-ar fi putut opri aici și ar fi zis, asta e, omul a greșit, ce-mi pasă, l-am creat, n-a ascultat. Însă Dumnezeu este dragoste și a pregătit un plan prin care să ne apropie din nou de El. Planul acesta a fost împlinit nu printr-un om oarecare, ci a fost împlinit prin Fiul Său Iisus, care a fost pregătit, a spus, iată-mă, sunt gata să fac voia Ta, Dumnezeule. Iisus a venit pe pământ, s-a născut într-o iesle, a crescut, a trăit o viață desăvârșită, a învățat,